La Târgu Mureș, 3 urși au sărit gardul grădinii zoologice. Numai că urșii erau urși liberi din pădure și au sărit în grădină, nu din grădină. Așa de mare e sărăcia în pădure, așa de mulți copaci au fost tăiați ca în codru, că ursul săracul a ajuns să se predea la zoo. Se aruncă pe burtă cu labele la spate, doar să-i pună cătușele. E ca și cum ne-am duce singuri la pârnaie. Bine, nici noi nu suntem prea departe de acel moment. Economia duduie. Săptămâna aceasta am aflat și dacă frații Tate, Andrew și Sile mai stau o lună în arest. Mai stau. Nu sunt probe destule? Stai aici cu noi, le căutăm împreună. Ia uite bă, ăsta voia să stea acasă liniștit și noi să-i facem treaba. Ironia sorții. Să te bucuri că România e coruptă și că poți ajunge la orice nivel fără să te gândești că poate fi coruptă și cu tine și poți ajunge la orice nivel. De fapt, Andrei, din câte țări erau pe pământ mai prost, nici că puteai să alegi. Aici, pârnăile sunt pline fix de băieți ca tine. Înalți, sportivi, care au făcut mulți bani, care sunt misogini, care au mașini. Ce mașini confiscabile aveai? Nu ne-am putut abține să nu intrăm un pic la tine. Acum te plângi că sunt păduchi în celulă. Păi ce ai fi vrut să fie, bă, omule? Urși panda. Am avut și urși panda, dar i-au mâncat păduchii. Părerea mea e că până la urmă vei scăpa. Dar, din păcate, tu și Tristan veți afla bancul cu Tristan. Tristan vezi mai avea. Poșta română lovește din nou. Își joacă în picioare propriile recorduri. Noul record nu că intră în cartea recordurilor, ăsta rămâne pe copertă. Chiar dacă de la București la Mangalia faci doar 3 ore, un plic a ajuns la destinație după doar 6 luni. Pentru că, țineți-vă bine, poșta l-a trimis mai întâi în Mongolia! Incroyabil! Ce mă șochează e că au găsit cei din Mongolia, unde e Mangalia, mai repede decât ai noștri. Și nici nu cred că e prima dată când se întâmplă. Exact! Are dreptate! Cum să confunzi Mangalia cu Mongolia? A, și să nu uit! Un alt detaliu important. Plicul era prioritar. Lăsați-mă să ghicesc. Ați luat-o spre mare, dar ați luat-o pe drumul vechi. București, Fundulea, Țăndărei, Odessa, Kazakhstan, China, Mongolia. Bine ați venit! E știrea săptămânii, dar poate fi și știrea anului. Un apartament din București, dintr-un cartier rezidențial, a fost spart de hoți. Dar știrea nu este că au spart, ci că au făcut caca în ce au spart. Deși nu sunt instalator, mă voi sacrifica și voi intra eu adânc în detalii. Hoții erau un fel de Bonnie și Clyde după o lună în vasul. Erau un el și o ea. El recidivist, iar ea videochatistă cât de cât cunoscută, cică. Culmea, cei doi locuiau în același complex, dar n-au avut niciun complex. Bă, dar chiar niciun. După ce că au intrat, după ce că au furat, citez dintr-o postare scrisă de nefericiții proprietari. Știți care dintre cei doi s-a căcat pe blatul nostru de bucătărie? Femeia. A zis că a făcut asta de oftică pentru că blatul nostru era de mare. Mamă, urâ mai faceți la invidie. Că pana mea mai rămânea să-mi figă scobitori în el și să le lase un bilet. A trebuit să plec urgent. Las ariciul la voi. Primarul din Măldărești, județul Vâlcea, a mâldărit-o rău de tot, a spart 300.000 de euro doar ca să scrie numele comunei pe un deal. A vrut să fie ca la Hollywood și a reușit să-l coste la fel de mult. M-I-L-D-R-E-Ș-T-I 10 litere. Hai de mine! Vă dați seama, o literă a costat 30.000 de euro. Mai bine că ei băicoi, ieșeai aproape la jumătate de preț. Iată și reacția sătenilor. La câți bani a dat pe... Nu știu, că n-am... 300.000 de euro. 300 cât? No! Dacă mi-l prinde mamaie pe domn primar, nu mi-l văd bine. Deși el e un primar civilizat, care le-a explicat jurnaliștilor cum s-a ajuns aici. Mă rog, cum s-a ajuns știm, pe drumul ăsta, neasfaltat. Dar cum s-a ajuns la suma asta? De ce mă anchetez acum pe mine că am primit, că am făcut ce vrei? Vreau să vă întreb câți bani ați folosit? Am folosit toți banii. Dacă vrei să mă anchetez, vino cu unul la DNA. Hai, pa! Hai, drept. Domnul primar, atât. Pune punct! Da, domn primar! Pune punct! Că dacă nu-l pui tu, îl pun eu. Și un punct la mine costă 50.000 de euro. Preferata mea de săptămâna asta este știrea cu bombardierul din Constanța care a vrut să-i demonstreze Lugagică sa că poate să oprească o dubă în trafic. Numai că duba era plină cu mascați. Nu ăștia erau mascații, stai că am confundat filmările. Erau mascații ăștia, de la trupele speciale. Practic ce urma acum? Mascații să dea în bombardier ca în pocăre și să-i umfle robineții până uite așa să scârpina la ei. Dar când ești atât de prost, e imposibil să n-ai și puțin noroc. Nu se știe cum și de ce duba s-a hotărât, iată, să plece. Și cum pleca ea așa, se trezește omul meu să strige după ea următoarele lucruri. Hai că m-am înțeles pe voi! Morții cui ce? Mamă, cum să nu știi măcar atâta lucru? Morții cu morții, mătii cu mătii, niciodată împreună. Ne mai mirăm că duba s-a întors să-i facă buba? Și că într-un final a devenit și el parte din dubă. Vezi? Altă dată când mai faci autostopul, verifică dacă îți funcționează autostopul. Un jandarm învârtea liniștit covrigul autospecial prin București. Timpul trecea, leafa mergea, când brusc ceva i-a tulburat liniștea publică. Un merțan parcat neregulamentar. Moment în care din jandarm iese Jean-Claude Jandar. Sare din Logan, face șpagatul în aer, îi dă merțanului cu spray în faruri și începe să-l ia și la pulan. Când vede că tonul clintește, urcă iar în Logan și acționează în conformitate cu legea, ordinea și disciplina. O mașină parcată de un boss, intervine imediat curajos, zgârie ușa destul de ușor, fapta să pară de amator. Ah! Și totuși, de ce a parcat șoferul de merțan tocmai acolo? Am avut o urgență, a trebuit să ajung undeva, nu aveam unde să opresc mașina, i-am pus avariile, numărul de telefon în parbriz la vedere. Și te-a durut în 14, că mă apucă drăgușorii și pe tine acum. Ai pus avariile, ai lăsat numărul de telefon ți-ai pus palma în portbagaj și toți ceilalți participanți la trafic ce să facă? Să cheme poliția rutieră, să aplice legea, dar nu să fii un huligan. Haide că n-a fost chiar huligan. Jandarmul a crezut că ți s-a încuiat mașina singură și ți-a rămas cheia înăuntru. Și ți-a dat el o cheie, a fost băiat. Dragnea a strâns în frigider atâta carne de la noi că s-a luat de gătit și face videochat de la el din bucătărie. După ce că a furat de la copii, acum mai fură și rețete. Prevăd un nou dosar instrumentat de data asta de Jamila. Ce mi l-au presoftat colegii de celulă. Oleu, la Scărlătescu ți-i cuțit când gătești bine, la Rahova când gătești prost. Dragul de el, priviți aici ce suflet cald. Pătrunjelul nu-l tai, pentru că îmi pare rău de frunzele astea. Ce ai, băi, pare rău de frunzele astea. Dar când a dat o piață întreagă cu piper, n-a avut nicio tresărire. Într-un ochi aveam gaze, iar în celălalt îmi intraseră doi jandarmi. Eu o gură de apă ca să nu plâng în fața dumneavoastră. Aha, deci ăsta era trucul ca să nu lacrimăm de la lacrimogene. Păi acum ne spui, măi, bucătare? Nu mă deranjează că prin emisiunea asta vrea să pară simpatic. Că nu e. Mă enervează că minte chiar și când gătește. Știți foarte bine că s-a făcut atât de multă reclamă la Spanac. Atât de multă reclamă la Spanac, dă-te în Spanac, unde Dragnea ai văzut tu reclame la Spanac? Atât de multe! Dar stai, de ce ți-e frică de Spanac? Care fier? Ți-a fost bine după el. Ci că un bărbat din București găsește o bombă sub mașină. Nu o duce la secție, sună bineînțeles la 112. Poți să tragi de ea? Cine ți-a zis asta? Cei de la 112 mi-a zis doar dacă pot să trag de ea. Păi și nu ți-a fost frică că o să sară în aer? Nu mi-a fost frică că n-a psiut. De ce ți-e frică nu știi niciodată. Iar ca să știi ce frică trebuia să-ți fie, trebuie să tragi de ea. Hai cu curaj și apoi ia-o cu tine și hai cu ea prin București. Și unde ai pus-o în mașină? În față, în spate? Pe bancheta din dreapta mea. Am înțeles. Și mașina de poliție de unde te-a preluat? Chiar de la Republica, de acolo. Și ei au mers cu tine și... Nu, ei au mers în față, eu după ei. Du-te, du-te, du-te cu ea de aici, că mergem și noi chiar în fața ta. Suntem aici în fața ta, dar nu ne vezi de ăștia 28 de kilometri care sunt între noi. Scrie pe Waze acolo numărul secției, că tot acolo ajungi. Unde te-ai dus cu ele? La secția de poliție 23. Ai intrat cu... dispozitivul în brațe, în secția 23? Și acolo mi-au zis ce este. Ce ți-au zis că este? E un dispozitiv explozibil, făcut cu praf de pușcă. Ai văzut, boss, că te-ai speriat degeaba. Tu ai crezut că e bombă, când de fapt ce era? Doar un dispozitiv explozibil, umplut cu praf de pușcă până la refuz. Deci, ca să rezolvăm misterul, de câți polițiști este nevoie ca să dezamorseze o bombă? Ți-amintești cam câți polițiști erau în jurul bombei? Abar, n-am. Cred că era undeva la 7-8. Hai că încet, încet ajung BMW-urile noi la poliția din toată țara. Pentru o parte din agenți, trecerea la mașină a fost puțin cam brusc. Dar, per total, se văd progrese la urmăririle în trafic care chiar s-au scurtat. De la fugăriri care se întindeau pe 3-4 județe, s-a ajuns la capturări în 3-4 minute. Dacă înainte cazanul făcea Loganul, acum cazanele sunt prinse imediat și băgate înapoi la țuică. Cum s-a întâmplat cu acest E60 varianta 2005 cu robinet pe dreapta? Despre mașina. Mașina ta? E a mea. Dar tu ai permis? Tu ai permis? Nu, dar ea nu tai cu mine. Era ăla, ăla blândiț era ăla. Eu eram la volan, domnule. Cu volan pe dreapta. De unde veniți cu asta? De Rădăuț. Și cine a oprit? M-a speriat, n-am permis. M-a speriat. Te rog frumos, mă scuze. Scoate ce documente ai acolo. Dar nu avem documente. Nici eu buletinul l-am pierdut, permisul e reținut. Cu câtă mândrie a zis, nici eu, buletinul l-am pierdut, permisul e reținut, am absolvit la Harvard, acum sunt CEO la Microsoft. Dar tot dialogul cu polițiștii e absolut fantastic. Dar tu ai permis? Nu, dar e a lui taică-miu. Și de ce n-ai oprit? M-am speriat, n-am permis. Pana mea, de-astea, de-ale vieții. Eu m-am săit în dreapta, de unde să știu că era volan acolo? Până să-mi dau seama, aveam deja 140. Vă rog frumos să mă scuzați. Dar pe ăsta l-ați văzut? Care a fost deranjat de la petrecere de polițiști, în timp ce era la volan? Dați muzica mai încet, vă rog frumos. Dați mai încet. Dați muzica mai încet. Bună ziua! Agent principal de poliție, Penga, până documentele la control, vă rog. Uite așa aș vrea să mor, cu friptura lângă mine, cu berea la schimbător. Uite așa aș vrea să mor, ce să mai moară, că era mort. Rar am văzut un om să se distreze atât de bine singur. Ce chef de chef avea și nimic nu-i lipsea. Mă rog, poate doar o prezență feminină. Când a văzut că polițistul-i de fapt polițistă, cred că a zis: Doamne, cât te iubesc de mult și tu pe mine. Iar muzica pe care o asculta era de geniu. Na, 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 gâtule, na, dă-i, 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 nu te lăsa. Băi, este prima piesă pe care o aud în viața mea în care solistul dialoghează cu propriul gât. E o melodie de încurajare. Dă-i, gâtule, nu te lăsa. Că gâtul voia să renunțe, să-l părăsească, vă dați seama. Că dacă nu făcea pauză de la alcoale, nici măcar când conducea de aici până acolo. Și acum îl ducea tot pe gât, fix unde este gâtul lui cel mai rău, la răcoare. Primul primar care a plantat palmieri a fost Mazăre. A luat 5 ani. Al doilea a fost Piedone. 4 ani. Al treilea a fost Robu de la Timișoara, care acum este urmărit penal. Și al patrulea este Negoiță, care nu s-a încurcat cu 10-15 palmieri. A luat 200-300 să fie sigur că îi poartă noroc. Norocul lui că nu se prind, pentru că are cârtițe, care i-au smuls toți palmieri. Să luăm copăcei și o să-i ducem. Care e problema de fapt cu ei? Că acum dacă tot au fost plantați? Suntem totuși la kilometru zero al Bucureștiului, da? Și este consult cu niște specialiști, nu? Deci Piața Unirii, cu trotoarele ciuruite, tarabe cu căcaturi, gunoaie, fântâni cu luminițe, aurolaci, este gândită de specialiști? Păi și ce? Negoiță n-a adus și el specialiști? Spune Nicu Șordan că a trimis sâmbătă poliția să vadă ce se întâmplă. Spunea că a găsit poliția un cetățean bulgar care coordona niște nepalezi care plantau acești palmieri. Păi vezi, dacă nici în Nepal, la 3000 de metri altitudine, nu mai cresc palmieri, păi atunci unde? Plus că poți învăța singur despre palmieri, dacă vrei. La un moment dat, pe vremuri, exista învățământ din ăsta la distanță, învățământ în care să se învețe care sunt rolul plantelor în oraș. Dacă te întrebai pe vremuri: mă, dar care sunt rolul plantelor în oraș? Aveai învățământul la distanță. Ceaușescu îți dădea calculator, net. Nu pot să trag decât o singură concluzie. În momentul în care viața i-a pus față în față pe Nicușor și pe Negoiță, fiecare dintre ei a primit fix ce merita. Alt primar care scoate perle de zici că-i stridie e Carabelea de la Piatra Neamț. Invitat la un post local, Carabelea a deslușit misterul blocajelor din trafic. Să auzi și să nu crezi care era de fapt problema. Numărul mare de mașini? Na. Infrastructura? Na. Că toate străzile sunt șantiere? Semafoare stricate? Giratorii desfințate? Na, 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 na. Vedem în fiecare dimineață numeroase blocaje în trafic. E pur egoism să calci pe trecerea de pietoni, să te îndrepți către trecerea de pietoni, fără să aștepți să mai fie măcar o persoană lângă tine. Mai ales atunci când traversăm pe trecerea de pietoni. Nu numai să ne asigurăm este important, ci pe cât posibil să și mai așteptăm o persoană, două, pentru a traversa trecerea, să nu mai gândim pentru o singură persoană și să nu mai acționăm pentru o singură persoană. Să ne... Nemțenilor! Bă, egoiștilor, ați trecut strada singur dimineața? Nu ați mai așteptat să vină nimeni? Doar pentru că ați întârziat la muncă? Ați procedat exact ca neuronul singuratic din capul domnului primar, care a așteptat al neuron să traverseze împreună ideea către gură. Dar dacă n-a venit, ideea a ieșit așa, că a traversat în grabă. A, și stai, că era să uit. Voi, bicicliștilor, la fel și voi. Dacă nu ne-a ieșit car sharing-ul, ca în alte țări civilizate, măcar bike sharing să ne iasă. Ia să vă văd de mâine câte 2-3 pe o bicicletă. Păi ce facem aici? Îl supărăm pe domn primar? Fostul procuror șef al DICOT a fost oprit în trafic de agenții rurali. A ieșit un spectacol ce n-a văzut Perișul. Să vedeți luptă de idei, care pe care, oare mai mare. Dacă nu mai avem în țara asta nici țipenie de infractori, își dau la joale între ei, Robocop versus procuror. Eu ca simplu cetățean m-am pus pe margine, mi-am desfăcut o pungă de semințe și doar am ținut scorul, fără să mă implic emoțional. Este limită de 50. Așa. Noi circulam deja cu 70 la oră. Aveți radar cu mașina? 70 aveam noi, da? Așa spuneți dumneavoastră. Ne-ați depășit. Așa și? Fără a efectua semnalul regulamentar. Eram 100% convins dacă vă depășesc mă opriți. De asta mă și pe motivul distracției mele. Auzi, bă, nene, ăia îți calculează viteza în funcție de cât au ei la oră când treci pe lângă ei. Iar ălălalt i-a depășit pentru că ăsta e motivul lui de distracție. Certificat de matriculare al mașinii și polița de asigurare. Polița o să o căutați pe mine. Obligația dumneavoastră să mi-o prezentați. Și dacă nu am, ce faceți? Vă pot sancționa la lipsă documente. Sancționați-mă. Ideea e că noi am căutat-o și am văzut că e valabilă. A, da? Ce mai vreți? Păi da, da. Atitudinea cu care ați venit dumneavoastră. Cine sunteți? Sunt procuror șef orodnicean la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți? Nu văd cum aș putea să aveți cupeul ăsta cu un procuror? Să fiți și președinte. Hai de mine! Domnul Vorodniceanu, vă rog, dacă îmi puneați un semnal... Dar știți ce mă miră? Că chiar spuneți că nu mă cunoașteți. Degeaba cunoști legislația, bă, dacă nu mă cunoști pe mine. Poți să știi și limba română. Din cauza mea, dumneavoastră, aveți undeva un 15% la salariu. Cred că datorită dumneavoastră, nu din cauza. Datorită, da. În cazul dumneavoastră, din cauza mea. Niciunul n-a ratat ocazia de a pierde proba asta. Și acum, finalul, oameni buni, care e genial. Dar ce faceți dumneavoastră la ora asta? Faceți patrolul pe strada principală dintr-un sat? Nu, domnule. Dacă vreți să vă spunem... Da, vreau să-mi spuneți, da. În ultimele 2 săptămâni au fost mai bine de 6 cazuri de furturi de animale în zonă. Pe strada principală? Dumneavoastră căutați hoții pe câmp, domnule. Vreți să vă învăț, o să vă faceți treaba sau ce? Vreți să vă înveți procuratura? Ăla avea animale, nu? Da. Ia luați la pe pe asta plecăm. Da? Pe seara bună. Hai să mergem pe asta. Tirul ăla nu-i de animale? Păi ia vedeți, ia vedeți. Păi pe asta plecam, o seară bună. Știți filmele alea de groază în care o familie face accident pe un drum izolat departe de civilizație? Și rămân prinși între fiare, dar din fericire niște oameni vin să-i ajute. Doar că din nefericire nu sunt oameni, ci monștri cu chip uman care le iau banii și tot ce mai au de valoare și dispar Te îngrozești când te gândești. Noroc că asta nu se poate întâmpla la Cluj, în leagănul civilizației mondiale. La Cluj, un cireș a căzut peste mașina unui amărât, unui ghinionist, și chiar credeți voi că trecătorii au rămas indiferenți? Bineînțeles că nu. Fiecare a scos din buzunar o plasă și a început să ajute. Pentru ca greutatea pomului să nu apese și mai tare pe mașină, l-au ușurat cireașă cu cireașă. Chiar și când plasele li s-au umplut, spiritul civic nu i-a părăsit. Își umpleau gura cu cireșe, băgau și în buzunare. Ar fi mâncat oricât, numai să ajute. O polițistă de frontieră din Vama Petea, satul mare, a fost prinsă cu șpaga în sutien. Umplea fata mea cupele, ziceai că vinde înghețată și nu alta, ci că numai în pandemie a strâns 200.000 de euro și cupă după cupă a mai făcut 100. Sunt foarte curios însă cum s-a aflat. Cred că s-au sesizat colegii că stai așa mai cocoșată de atâta mită luată. Ce faci, Rodico? Ne-am pus silicoane? Păi și nouă nimic? Nu era vorba că stângul la tine, dreptul la noi? Păi ce facem aici? Luăm șpăgi așa de capul tău? Ci că doamna își nota acasă într-o agendă absolut tot ce lua. Cât de fraieră, că altfel nu pot să o numească vame și cu experiență, să fii să faci așa ceva. Asta e grija ta când furi 100.000 de euro, să-ți faci jurnal, să ai un să scrii acolo în amănunt cât ai luat, cum ai luat, până la ultimul detaliu. E și asta o treabă. Adică atunci când te arestează, când vine procurorul, măcar să-i zici, uitați, v-am făcut și eu treaba. Doi cetățeni români și-au format o familie în Franța și-au formulat o cerere aici. Și anume certificatul de naștere al copilului născut pe Franța să fie înregistrat și în România. Totul normal. Până acum. Că dacă era normal până la capăt, nu ajungea știrea la noi. Deci să vedem ce este așa de paranormal încât ofițerul de stare civilă care a primit solicitarea, în loc să-i dea curs, s-a luat de cur și a sărit în sus. Ce ai bre cu ei? Ce ți-au făcut? Că doar nu te-au înjurat. Ba da! Pentru a proteja copilul, i-a cenzurat numele de familie. Doar că nu numele-i problema, ci prenumele. Copilul se numește fix X Selim Miran Belimei. Situație în care ofițerul de stare civilă poate și chiar e indicat să refuze să emită certificatul. Pentru că ce creier poți să ai încât să-i pui copilului un nume care să te amuze pe tine ca părinte de fiecare dată când ți-l cere cineva? Gen, stai să vezi ce-mi bat eu gongul de francezii ăștia. Dar ce o să-și bată ei joc de copilul tău? Nu te-ai gândit? Când toți profesorii îl vor striga, ești la tablă, belii mei. A fost frumos, dar nu prea, la primul mare festival din vara asta. După cum ați putut vedea, n-ați mai putut auzi. Lil Nas X, Wiz Khalifa și Sikik. Ceea ce-i fucking sick, pentru că mulți își luaseră bilet fix pentru ei. Că doar erau cap de afiș. E ca și cum de la o slujbă ar fi lipsit tocmai popa. La 2 zile după șagă, Lil Nas X a cântat la Glastonbury. Atât era de bolnav. În rest, n-au fost probleme. Decât cu sunetul. Se auzeau 2-3 scene simultan. Peste Skrillex cânta Gheboasă. Bogdan de la Ploiești și Robin Schulz colaborau fără să vrea. Vineri s-a stat 3 ore la coadă ca să-ți iei brățară. Mai repede faci rost de bani să ți-o scoți de la amanet. Și să nu uit. Ca să nu fii distras de la distracție, telefoanele au fost confiscate și resoftate și date mai departe. Acest străin venit la noi la festival ne întreabă pe net cum își poate recupera iPhone-ul 12 Pro Max pe care l-a localizat pe o stradă din Ferentari. If you are lucky, you can buy it again on OLX, my friend. Asta ne mai lipsea. După greva profesorilor, polițiștii din penitenciare amenință și ei că blochează pușcăria. Sunt supărați că le crește vârsta de pensionare și că îi ceartă și pe ei nepoții. Tataie, mai mergi mult la pârnaie? Cu mine când te joci? Știți că mai sunt bunici care vin cu nepoții la birou. Ăștia nici măcar asta nu poate să facă. Adică cum să-i zici lui ăla mic, vrei să te ia tataie mâine cu el la bulău? Te las să te joci cu cheile? Te scoate tataie la aer. Oricum, ăsta este cel mai ciudat protest de care am auzit în viața mea. Cum blochezi o pârnaie? Nu mai lași infractorii să iasă? Sau nu-i mai lași să intre? Te deranjăm? Domnul, am și eu de făcut 3 ani. Mă, tu n-auzi să pleci de aici că protestăm? Tu vrei să mori în libertate și nu știi cum să faci? Dar și ca simplu cetățean ești într-o foarte mare confuzie. Ce dracu fac cu viitorul meu? Nu mă lasă ăștia nici să merg la școală, nici la pârnaie. Unde mă situez? O elevă a fost pusă să dea bacul de sculță pentru că, după cum spune acest secretar de stat, a venit încălțată cu o pereche de alizași în care, de care atârnau niște mini-cărți. Niște mini-cărți. Cărți, bă, nene, zic cărți, că nu te ard. Ministrul secretar de stat la educație și nu știe să pronunțe cărți. Eu când am auzit de Adidas, de care agățase mini-cărți, m-am gândit la ceva de genul ăsta. Ediție limitată Nike cu Liviu Rebreanu. Nu asta v-ați imaginat și voi? Hai să vedeți ce avea de fapt biata fată în picioare. Vedem chiar în aceste momente pe ecran, Radu, și invităm și telespectatorii. Acesta era modelul de încălțăminte. Unde sunt cărticelele, fratele meu? Ăștia nu doar că nu știu să pronunțe cărți, dar nici măcar cum arată nu știu. Ce scria? Pentru că era un citat în limba engleză. Într-o traducere aproximativă scrie: definim zona gri dintre negru și alb drept culoarea off-white. Este de fapt un soi de statement al brandului. Nu vine să cred că în 2023 spunem cărticică. Păi cum să-i spunem carte unui lucru care nu e o carte, ci o etichetă? Ăștia când merg la mall se cred la bibliotecă. Puțină lume știe că lângă Timișoara se află cea mai modernă pârnaie din România. Un bulău de vis, care arată ca o proprietate privată, doar că privată de libertate. Avem 24 de camere, televizor, dulapuri, frigider, baie proprie. Aici altfel te pregătești pentru lumea de după. Grat. Dar viața nu e chiar ușoară. Deținuții trebuie să execute munci grele, precum ridicatul pietrelor, obligația de a veni la fotbal. Ora 10 să vii pe terenul de fotbal, începem activitățile sportive. Am înțeles. Și poate cea mai grea muncă, munca de birou. Te mai așezi la masă, mai bei o cafeluță, mai stai de vorbă, mai între televizor și un joc de remi, poate. Ce să zic, băieți, să aveți putere în forță. Trebuie să rezistați. Ce dracu, rezistăm noi, aici afară, ca oameni cinstiți. Chiar dacă la Suceava gropile sunt atât de adânci încât poți intra sub asfalt cu totul, ducând o viață simplă de țestoasă ninja, sucevenii încă mai au curaj să-și scoată mașinile pe străzi. Astfel a fost posibilă această poză, care este de fapt o lecție de viață. Două mașini, un BMW și un Trabant. Ambele germane, ambele decapotabile. Doar că avem așa. În Trabant, un băiat cu 3 fete, iar în BMW, un băiat cu 3 băieți. Ce concluzie tragem de aici? Că în viață ori muncești și strângi bani și ții un BMW și le câștigi respectul prietenilor, ori ai o viață de vis. Cine se simte fără de păcat, să arunce primul cu piatra. a spus Isus. Nu întâlnise încă niciun cocalar de litoral. Lor nu trebuie să le zici de două ori. Un salvamar și-a luat mare cataroi în cap pentru că și-a permis să-i zică unui bombardier că riscă să se nece. E locul cel mai periculos de pe toată plaja. I-am rugat cât s-a putut să se îndepărteze de zona respectivă. Unul dintre ei a luat o piatră, a aruncat spre mine. Fugi, bă, nene, de aici, că nu-mi zici tu mie când pot să mă nec. Doamne, iartă-mă, și pozește. E ca și cum te-ai bate cu pompierii că nu te lasă să intri în foc. Concomitent cu lupta dintre bombardieri și salvamari, a pornit lupta dintre bombardieri și jandari. De ce face poliția? Nu mai am venit să mă, frate. Ce secții tu ai bătut, bă, acolo? A fost pe fond de stres. A fost măcel, vă zic. Această luptă va fi inclusă în manualele de istorie sub numele de bătălia de la Costinești. Și tot Costineștiul a intrat fără să vrea în rândul localităților miniere. Atâta doar că prima sa mină a ținut cam cât ai zice bum! De aici începe apa până unde a stropit, multe bucăți de piatră le-a aruncat pe sus, pe dealul ăsta. Asta n-a mai rezistat, săracul, a spus, m-a ținut el. Hai să nu ne... Că mereu a fost bubuială în Costinești. Ring tineretului Vox Maris. Din fericire pentru noi, oamenii, șobolanul mort pe care l-am cenzurat cu un șobolan viu a fost singura victimă. Din păcate pentru noi, data viitoare, mina ar putea fi atinsă de un vapor, de o bărcuță, de neăla cu banana. Și atunci, cum ar zice un băștinaș din Costinești, s-ar putea să obelisc. Astăzi vă prezentăm mama, vai mama ei, care e foc pe salvamar că i-au stricat copiii somnul de pe plajă. Și pentru ce? Că nenea ăla cu mușchi nu ne lasă să notăm în valuri de 3 metri, mami. Da? Se scaldă cu un bord, da? Ok, pe steagul roșu, da? Da? Ok, da? Și e ultima dată când vreau să-i de acești copii. Ok, da. Dar de ce îi lăsați nesupravegheați? De ce îi lăsați nesupravegheați? Mai bine decât ai notat vreodată în viața asta. Ok, de ce îi lăsați nesupravegheați? Sunt notători de performanță. Bravo, la piscină. Aici e mare, aici e mare. Aici e mare piscina, doamnă. Până la capătul bazinului ai în stânga război, în dreapta Turcia. Dar de când asta cu pot să stau să frec țiparul că îi salvează salva? Salvamarul, bă, frate. E steagul roșu arborat, salvamarul trebuie să se asigure numai că îi se flutură. Nu să păzească nici bombardieri, nici beizadele sau mămici cu durere la arici, că las că fac alți campioni la not. Că tata lor e Jacques Cousteau, e rechinul de mare Ciocan. A fost scandal, mare scandal în China, unde o grădină zoologică a fost acuzată că îmbracă oameni în costum de urs. A circulat pe net un clip filmat acolo cu un urs care prea stă în picioare, dă-l în... Hai că înțeleg că stă atâta în picioare, dar dacă și ăla e fund de urs, că mi-amintesc perfect că așa îmi stăteau și mie pantalonii la începutul carierei, când eram motan la napolitane. Chiar și dacă este un urs real, tot trebuie dus puțin la croitor. Nu-l aranjează, este păcat de el, că am văzut ursul cu pricina pozat și din față. Și din față chiar pare urs, uitați-vă și voi, e tot în regulă. Grădina zoologică insistă că este un urs adevărat, doar că, spun ei, este un exemplar puțin mai mic și diferit de cel cu care suntem obișnuiți. Exact! Nu suntem obișnuiți să vedem urși care pe dinăuntru au oameni vii. Dar să demonstreze, mă, că e urs adevărat. Să intre în cușca leului. Că dacă e urs adevărat, leul ar trebui să-și dea repede costumul jos și să o ia la fugă. Ca în fiecare an, în curtea fiecărei școli s-a prezentat chinta neroială compusă din popă, dama directoare, Pasaru, adică primarul, decarul, porecla polițistului, ca apropo la notele lui de la școală, și câte un juvete de la inspectorat, de la care te-ai fi așteptat să fie cel mai răsărit, nu tocmai jokerul, cel mai păcălici dintre toți. Cum s-a întâmplat la Târgoviște, unde doamna Tudose, inspector școlar general pe toată Dâmbovița, ne-a recitat balada unui creier mic și n-a reușit să lege două propoziții la șireturi. Și a mai făcut și greșeli cu limba. Uitați-vă și voi, vă rog, cum fiecare cuvânt e scos pe cauțiune. Școala este un mijloc prin care noi diversitatea este una dintre principiile care stau la baza educației. Cadrele didactice În ce hal a ajuns, bă, învățământul din Târgoviște? Și când te gândești că nu de mult acolo au studiat oameni ca Gheboasă. O, ce nu înțelegeam noi e că el, săracul, n-avea nicio vină. N-a făcut decât să-și urmeze îndeaproape dascăl. Iar incendiu mare, iar nepregătiți, iar morți, răniți, iar fără paturi, iar fără spitale, iar funcționare fără autorizație de funcționare, iar primari, iar Arafat, iar mănâncă Ponta Rahat, parcă e un vis urât din care nu ne mai trezim. În toată nebunia asta de la Crevedia, un singur om a fost, după cum spune el, foarte lucid și și-a salvat întâi mașina și abia apoi soția. Am fost foarte lucid, am reușit să-mi salvez mașina, nu știu cum, instinctul de conservare probabil. Am scos mașina și am dus-o către Ploiești. Salvând mașina a trebuit să salvez soția, care era rămasă în casă. Acum că am salvat mașina, a trebuit, practic am fost nevoit să-mi salvez și remorca. Că tot eu trebuie să mă gândesc la toate, să le dau o prioritate. 1. Am reușit să-mi salvez mașina. 2. În Polonia, un bărbat care se prostitua a leșinat la o orgie a unor preoți catolici care mai și băgaseră pastile de potență. Practic, i s-a făcut rău când își lua polonezi. În Slovacia, polițiștii au luat cu radarul un câine, care era la volanul unei mașini. Asta-i când bei și tu un șpriț și rogi un prieten să te ducă acasă, dar singurul tău prieten e cel mai bun prieten. Tidit! Așa să mergem, mă, boule! În Ungaria, interlopilor sunt mult mai proști decât ai noștri. Căutat de polițiști, un maghiar suspectat că sigur e vinovat a fost găsit la 40 de kilometri de Budapesta. 40 de kilometri de Budapesta nu înseamnă că, indiferent în ce direcție era, ieșise din Ungaria? Încolțit, ce idee credeți că i-a venit? Să taie o butelie cu flexul. Era bombardier cu ceas. Zbor lin, otilo. Lasă îngerii să te aibă ele în pauză. Ghiciți, vă rog, cine are salariu mai mare decât președintele României? Președintele Franței. Dar decât el. Ăla al Germaniei. Dar decât el. Ăla al Austriei. Dar decât el. Doar el, președintele ASF România, care ia 28.000 de euro pe lună spre 350.000 pe an. Doar Biden ia mai mult, 400.000. Cu ce se ocupă ASF? Că v-am făcut curioși. Supravegherea companiilor de asigurări. Deci, cu nimic din moment ce Astra și Carpatica s-au dus pe faliment de când cu ASF, plus City și Euroins, chiar în mandatul acestui președinte Nicu Marcu, care ne-a tras în portofel cu arcul, dar ne-a sărit 1.000.000 de euro în total. Că ați văzut că un căcat de foaie RCA costă de zici că e pictată de Da Vinci. Orice șef de la ASF are cam 14.000 de euro pe lună în mână și fiecare ia 16 salarii anual. Nu 12 ca săracii, nu 13 ca săracii ăia norocoși. Își dau de Paște, de Crăciun, concediu și de ziua femeii? Na. Copilului? Na. De ziua mea? Na. De ziua ASF. S-au premiat, bă, că au fost cuminți. Hai la mulți ani, băieți. Deschidem și noi un Fruity Fresh pentru voi. Deși un mit spune că nu există brăilean fără un șuriu în buzunar, nu toată lumea din Brăila este pusă pe tăiat. Sunt și unii pe adăugat. Primarul din comuna Racovița, județul mai sus menționat, și-a pus de unul singur la salariu câte un pic, 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 până i-a ieșit astronomic. 15.000 pe lună ca vornic într-o localitate cu 800 de oameni, cam cât țin cap în 3 garsoniere din India. Dar stați, nu judecați, să vedem mai întâi ce a realizat Tudorel. Gâscă în comună. Avem apă potabilă în localitate și gazele care avem pe misiune. Ăsta e primul om cu mustață care nu prezintă încredere. Uite, Dan Ciotoi are figura asta de lasă pe mine. Bă, și-l crezi. La o invazie zombie, știi că te duci într-un loc sigur. Și franchețea aia cu care spune că ce a fost nu va mai fi, pă când ăsta, apă. Și cât de relaxat o zice. Mai e și la al doilea mandat. Aduceți votanți din Somalia, din Ciad, că nu înțeleg cum i-ați convins să vă voteze încă o dată pentru apă. Și gaz, promisiune. Ce zic sătenii despre gaz? Gaz? Nu, nici în comună, dar prin curte. Și a spus tot femeia. Bum, bam, mersi, madam. Statul român a trimis după românii din fâșia Gaza un coteț, care n-a mai putut să se ridice de la sol, că au obosit găinile din el să dea din aripi. Așa că au trimis alt coteț, dar nu ca să ia mai repede de acolo pe români, ci ca să aducă piese de schimb pentru avionul stricat. A stat o lună printre dărâmături și teroriști, nu mai stați acum să reparăm și noi cazanul ăsta. Dar aia a zis Marcel că statul român nu lasă niciun român în urmă. Pentru că nu unul, ci toți rămân în urmă să împingă de avion. La propriu, la figurat, împingem toți. De avionul lui Iohannis, singurul șef de stat din UE care ce avioane de lux are în cap. 1.000.000 de euro-i călătoria. Și acum e în turneu în Africa, după ce a fost în turneu în Asia și în America de Sud. Metallica n-are 3 turnee pe an. Ina se uită cu invidie. Ea nici măcar n-a visat să cânte Unde merge mutul să tacă. Dacă Iohannis s-ar cânta la o nuntă, asta s-ar auzi. Și totuși africanii îl așteaptă pe Plăvan. Chiar și cu fața asta de colonialist s-au dat toate biletele, e isterie. 5 gabonezi s-au sinucis de nerăbdare, ești nebun? Dar revenind la avioane, uite cu ce ne plimbăm ficusul prin lume și uite cu ce aducem înapoi românii care au trecut o lună prin infern. Plăvanul zboară cu Peleșul în pana mea, de pe un continent pe altul, și într-un Hercules de-ăsta nu-s nici scaune. Stai printre sacii cu grăunțe pentru găini. Asta așa, ca o comparație. Primarul Cherecheș a fost capturat de poliția germană. Deși, după fotografia asta, zici că a fost prins de Gestapo. Dar să vedem cum s-a ajuns aici, la pușcărie adică. Tot șirul evenimentelor, vă jur, este fascinant. În noaptea de dinainte, Cherecheș a postat un filmuleț în care spune că justiția l-a supărat pentru că nu s-a luat în seamă că am îmbătrânit psihic și fizic aproape 10 ani. What the fuck, man? Ar trebui să băgăm la pârnaie bebeluși. Auziți, în 10 ani am îmbătrânit aproape 10 ani și nimănui nu i-a păsat. Așa că și-a luat câmpii și a trecut prin Vama Petea cu actul de identitate al unui văr din Germania, cu care Cherecheș seamănă de zici că sunt veri gemeni. Vorba unui polițist neamț, Eisweitzder, capul meu, n-am reușit să-i deosebim nici unt bătaia. După Ungaria, Cherecheș a traversat Austria, iar de acolo, din Ungaria, primarul ar fi ajuns în gara din Augsburg ajutat de o mătușă care a condus până acolo cu 200 de kilometri pe oră, spun surse din poliție. Să mai aud eu că a fost mașina unei mătuși din Germania care s-a dus cu ea doar până la piață. Iată de fapt ce-a dracu-i pielea pe mătușile astea. Mașina burdușită cu fugari și dă-i cu 200 pe o mână. Păi e frumos, dar în timpul ăsta soția lui Cherecheș ce făcea? Că știu că se mai uită la emisiune Spike, Marica. Tabita era în locuința cuplului din Baia Mare în dimineața în care Cherecheș a fugit de acasă. Am înțeles, dar dacă era acasă și poarta era descuiată, de ce pana mea trebuie să fie mereu un mascat care să sară gardul? Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, că nebunesc aici. Dar să revenim în Germania, unde prostia lui Cherecheș e ca luarea de mită, în formă continuată. Potrivit unor surse, ar fi fost localizat în momentul în care și-ar fi reactivat telefonul mobil cu două cartele noi. Îți iei două cartele noi și le bași tot în telefonul vechi. A ciordit jumătate de milion de euro și s-a zgârcit la 45 de lei. 45 de lei l-au despărțit de Italia, unde Alina Bica, Daniel Dragomir, Dragoș Săvulescu și Mario Iorgurescu încă l-așteaptă cu caracatița și cu calamarul pe grătar. Ei nici n-au aflat că a fost prins, că n-au avut de unde, că ei nu sunt chiar atât de proști încât să-și deschidă telefoanele. Trandahir de la Bacău, mereu se poate mai rău, mă. La Bacău s-au montat băncile din stația de autobuz cu spatele la stație, deci și la autobuz. Voi realizați că băncile au venit așa din fabrică, iar tot ce a trebuit să facă Dorel a fost să le fixeze în șuruburi. Așa și, vi se pare simplu? Ziceți, bă, mersi că nu le-am pus cu capul în jos. Dar ce s-o, frate, aici? Sunt inginer peisagist. Astfel că, acum, dacă te așezi în stație, stai și te uiți ca prostul la ce cumpără lumea de la chioșc. Că te mai și credă ea dubios. În timp ce autobuzul vine, oprește, nu-l vezi, îl pierzi. Te enervezi. Și tot din Moldova vine cireașa de pe colivă. Ceva șocant, dar cât se poate de adevărat. Un bărbat viu din satul Băcești, comuna Băcești, planeta Vaslui, a cerut de la primărie ajutorul de înmormântare în avans. Culmea, explicația lui este și cât se poate de logică. La ce îmi trebuie mie bre bani pe lumea ilaltă? Eu am nevoie de bani acum, cât trăiesc. Dacă e dreptul meu, de ce să nu profit de el? Omul ăsta mi se pare un geniu, dar mai ales un vizionar. În primul rând a intuit că moartea este ceva de viitor. În al doilea rând a observat că sute de mii de oameni chiar își dau viața pentru ajutorul ăsta de mormântare. El s-a întrebat, bă, dar chiar nu se poate altfel? Că pe porc, de exemplu, poți să-l iei și în viu. De ce să aștept ca toată lumea să ajung eu să zică despre mine? E într-o perioadă foarte bună a lui, fericită, și mă bucur pentru el că a murit. Auzind o asemenea solicitare, primarul din Băcești a crezut că e o glumă proastă. Nu s-a înșelat. Primarul din Băcești chiar e o glumă proastă. Atâta creier a avut și ăsta, încât să pună mâna pe telefon și să sune pe bune, deci nu să se prefacă, la Curtea de Conturi și să întrebe, auziți? să poate ca ajutorul de mormântare să se dea și dacă omul e încă viu? Vă dați seama că răspunsul Curții de Conturi a fost absolut neașteptat, nu? Nu în pana mea, ești retardat! Bine ați venit la Săptămâna Pierdută, ediție specială de pomana porcului. Avem și noi porc aici la studio, dar nu ne îndurăm să-l tăiem. Doar când l-am luat, i-am făcut un triunghi așa de gust, să vedem dacă e gustos. Că nu se ia după ochi. Măcar să baci ușor în el un pic să vezi cum sună. Există o vorbă printre purcei. Oricât de mari ne-am face noi, tot mititei ajunge. E cu atât mai rău în decembrie, când imaginația omului o ia razna complet. Sarmale, drog, leber, cârnați, jumări, tobă. Nici nu știe ce să te facă mai întâi. Ai guițat? Te-a curățat! Nu stă la discuții! Eu nu vreau ca tu să sfârșești care ești tu. Câți de ăștia de-au de tine au mai trăit aici? Petrușca, Vaniușa, Cioricuț, Cârligel, Rătișor... Până și porcii puternici, ca Ghiță, care dețin relații și informații, găsesc cu greu o cale de scăpare. Hai jos de acolo, mă, prințule! El e omul paiangăna, mă! Cel mai mare dușman al porcului, atât de finte lucrează la guleraș că n-ai timp să te prinzi că ai ajuns în geraș. Cum a pățit Codiță, pe care oamenii de bună credință l-au invitat într-un apartament de bloc, i-au pus niște seriale, niște desene la TV ca să-l distragă și când era lumea mai dragă, poc, l-au sărit în șorici. La Constanța au chemat ambulanța privată și au cărat porcii cu ea. Ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, au dus porcii în parc, unde i-au tăiat sau operat, că nu-mi dau seama dacă alea sunt pârlitoare sau defibrilatoare. Ar putea fi orice, pentru că nimic nu m-ar mai putea surprinde la poza asta. Chiar e de porc, pe bune! De când apartamentele au prețuri ca la Dubai, la Cluj au început să apară și cămile, sau dromaderi, sau aitiști, că niciodată n-am știut să-i deosebesc după cocoașe. Știu că unii rezistă extrem de mult în deșert și unii extrem de mult la birou. În parcarea unui mall din Târgu Jiu, zici că-i New York, în parcarea mall-ului din Târgu Jiu, a fost pozată o turmă de capre. Iată caprele coborând dintr-un șeptar la mol. Iată caprele plecând pe jos de la mol după ce l-au ruinat pe țapul cu șeptarul. Așa arată, doamnelor și domnilor, transhumanța în capitalism. De câțiva ani încoace a apărut zvonul cum că Iohannis lasă câte un jet ca labradorul pe copac pe toți cei care l-au votat, pe care l-am votat, să nu iasă dăncilă, că mereu ai de ales între hoți și idioți. Și asta e numai o categorie. A doua este poate mai puțin hoți, dar absolut idioți. Revenind la Iohannis, zvonul că ar face șușu pe noi toți a fost în sfârșit dezmințit. Lucru neașteptat din partea lui, Iohannis le-a răspuns celor 40.000 de români care i-au trimis fiecare câte un mail în care îl roagă, îl imploră să desecretizeze costul călătoriilor sale de lux, în care numai un zbor dus-întors cu avionul privat sare de 1.000.000 de euro. Iată ce le-a răspuns. 40.000 de cetățeni vă cer desecretizarea cheltuielilor de călătorie. Ce le răspundeți? Top! Vă mai țin puțin în tensiune, pentru că știu că muriți de curiozitate. Și vă mai dau și un indiciu. Nu doar că le-a răspuns, dar a răspuns și politicos. Nimeni? Bine, iată răspunsul. Băi, ești nebun? Zici că a primit 40.000 de felicitări. Mai bag o fisă la robot, că poate are softul copt. Le veți răspunde acestor cetățeni? Iar acum, doamnelor și domnilor, examenul. Testul fără de care nu poți accede în forurile superioare ale partidelor de guvernare. Ultima probă și cea mai dură, furtul din biserică. Arată-ne că nu ai milă luând din cutia ei. Arată-ne că nu ai teamă de procuror, de Dumnezeu, de doamna Maricica de la lumânări. Tu furi, deci existi. Ciordeles tu es, intelegis? Ăsta chiar a făcut asta sau e video-ul pus pe revers? Un an nou cu sănătate, tot ce se pierde recuperăm la anul. Vă mulțumim din suflet pentru că sunteți mereu aici.